Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 12, 25, versetul 2. Scriptura, Biblia este un ghid. Este ca un manual. Unde ai instrucțiuni de genul, dacă faci asta, uite ce se va întâmpla. Dacă faci asta, uite ce se va întâmpla. Dar aceste instrucțiuni nu sunt totdeauna spuse în mod direct. De multe ori am împărtășit cu voi, Dumnezeu vorbește prin enigme. Și unele, unele, cum să zic, întâmplări care ne sunt relatate în Scriptura, Deși chiar s-au întâmplat, dar sunt pilde care ne dau anumite instrucțiuni. Și când nu înțelegem ce trebuie să facem, suntem condamnați să ne învertim în jurul același lucru. Ne învertim pentru că nu înțelegem ce trebuie făcut ca să mergem mai departe. Sen mou te povej de djenol, fye ke sen povej, fye ke apoy, kya sa ou fakot filme, moun de sezi karakter principal, trebe sa ajonga la ou komwara, sa ou sa deskopre ou komwara, da pe droumoul, trebe sa rezolve anoumit enigme. Ken rezolve ou enigme, i se deskide ou nan nivet. Akolo entempina ou alte enigme, enigme ken de rezolve anoumit, trece la un alt nivel. Și fiecare nivel la apro de, de comoara lui. Toate acest gen de poveste nu sunt doar așa. Sunt realități spirituale. În moment de față, să știi că ești la un anumit nivel. Dacă să treci la nivelul următor, Va attribuer sa résolution à une mystérieuse énigme. Va attribuer sa résolution à une mystérieuse énigme Va attribuer sa intelligence, comme s'applique à une mystérieuse structure dans les couvents de l'Éducation. En viat ça. C'est qu'un a appliqué. de my department. Și uneori frustrarea noastră este că suntem la nivelul 5, dar noi cautăm lucruri care se experimentează doar la nivelul 7. Suntem la nivelul 4, dar dorim să trăim ceea ce se poate primi doar la nivelul 6. Și dacă stau puțin despre acest, Asta la masă cu Domnul. Este pentru că este instrucțiune din Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Du, cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună ceva despre asta. Și dacă putem înțelege și aplica pentru unii din noi, ne va ajuta să trecem la un nivel superior pentru că vom sta la masa cu Dumnezeu, ochii noștri se vor deschide și vom trece la un alt nivel. Când ochii ucenicilor, ce despre care am citit ieri în Luca 14, 24, când ochii lor s-au deschis, acum ei știau că Domnul cu adevărat în viață au trecut la un alt nivel. Cei care acum, cei care erau trist? Și spuneau, oh, noi ne-a că el era acela, sunt acela acum care au alergat să se ducă să spună la celălalt că l-au întâlnit pe Domnul, au devenit misionari, au trecut la un alt nivel. Dacă ție greu, de exemplu, să martreșești despre Domnul Isus, e probabil pentru că ai văzut foarte puțin. De ce face Oh, îți garantez. Dacă nu mă dacă suntem timid, să stăm în clădirile noastre și nu ieșim să evangelizăm și găsim scuze, ah, nu am darul de evangelizare, deși darul de evangelizare nu există. Există darul de evangelist, un om dat bisericii, dar darul de evangelizare ca și capacitate nu există. Dar de ce? Pentru că nu am stat la masa cu el.

șchiț dintre ei sau dus și-au făcut exact opus pentrcă ce au primit ce au văzut din putera lui era pra mare ca să tacă deși el le zi ce să tac sa nu spi lă nimeni po oh! se duceau și spunau a aș vrea să ne gândim ați dimineața oare cumva nu am văzut pra putin din ce vrea să ne arate regele nostru de gura noastră este închisă și nu suntem martori. Nu deschidem gura. Dar apostol spune, apostol îmi place când el zic, noi am fost martor, ocular, adică ocular se zice în franceză, nu știu dacă ocular se zice în limba română, dar adică am fost martor care am văzut cu ochii noștri și nu putem să atace de ceea ce am văzut. Au trebui să stăm la masă cu Domnul, ca să ne deschidă de ochii, ca să vedem anumite lucruri și atunci să vezi, nu să ai nevoie că cineva să spună, trebuie să spui despre Domnul. Singur vei spune. Din prisosul inimii vorbește gura. Va fi opresyonne pe bouze letale, Isus, Isus, Isus. Ose a, asta, ve fi kounosun ke chen ka evorbe se doar de Isus. Penke, dupache a esnat la masa kuyem, o kite sa ou deskis. Senyor et nou. Doamne, ajoutene. A jwa sa chite sou un tekst. Un al tekst akoum. Uh, despre un an, Car azi per Domnezè a un blat que domnezè e nom deosebitt dar avè o nevoè sa o dorin sa orogacione car e molttip non a vazot ni un resultat.

dom lui s-aratat lastejarului mamre pekân avraam cheda laușha cortu lui intimpul zadu fu lui zile avraham a redicat oc ŝi sawitat ŝi iatacuă trei barbat tatau inpicuare lângaiel quâ ni avăzut a alergatineenta lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pamet, Apoi l-a zis, Doamne, dacă am capătat trecere în te, nu trece rogul te, pe lângă rogului lui Cineva care din nou staruiește că Domnul să rămână cu el, că Domnul să sta cu el. Îngăduie versetul 4. Să se aducă puțin apa ca să vi se spele picioarele. și o so dignitivă sub copacul acesta? Am să mă duc, să iau o bucată de pâine și să prindes la inima și după aceea vă veți, veți vedea de drum căci pentru acesta treceți pe lângă robul vostru. Fac cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort. Am plăcut asta. Ce a spus la oamenii respectivi? A zis, stați, să vă aducă apă și o să aduc pâine. Dar uite ce facem. Avam alergat, avam să dus repede în corp la sara și a zis, ia repede trei măsuri de faină albă, frământă și fac turte. Și avram alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat un să-l gătească în grabă. Apoi a luat și unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. Dacă când a vorbit cu ea, a zis, ah, vaduk, a, va duc apa și pâine. Dacă s-a dus apa, pâine, torte, vițel, unt, lapte, Dumnezeu să ne învețe să facem mai mult decât spune. Ok. Biblia zice, a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și l-a slujit până au mâncat. Atunci, oh. ieri în Luca 14, după ce domnul a rosit de, de cuvântare, a luat pune Biblia, zice, atunci. Vezi, eu nu sunt profesor de limba română, dar înțeleg când se spune atunci, se referă la ceva care s-a întâmplat. Și când acel lucru s-a întâmplat sau s-a împlinit, atunci. Vorbim de un atunci și ceva se întâmplă. Deci, după acest stai la masă cu Domnul. Și versetul ăsta este. Pf, generează foarte mult întrebări. Cine erau acei trei oameni? Știm că doi erau îngeri sau dus, dar știm că unul l-a rămas. Dar nu e timp să. Abordăm toate întrebările. Dar adevărul este că el a stat la masă cu Domnul. A pregătit ceva pentru Domnul. Și Biblia zice: Și l-a slujit până ce au mâncat. Au și mâncat. Atunci, versetul nou, atunci, ei i-au zis, unde ți este unde este nevasta ta sal? uite în cort a răspuns el. Unul dintre ei a zis, la anul, pe vremea acesta, mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Atunci, atunci dumne Dumnezeu a zis, uite, vei fi un parent de un tată, unei multitudini și așa mai departe. Dar niciodată nu a venit și a zis, în mod precis, la anul, în perioada aceasta, Sara va avea un copil. Atunci, atunci după ce, după ce el a, tunch, a tunch do -paché. Do -paché la stat la masă cu Dumnezeu. nu te juca cu asta la masă. Poate sunt un care, pentru care te rogi, care aștept, aștept, ca și Avram, așteptat, așteptat, așteptat. Nu se întâmplă, pentru că n-ai învățat încă să stai la masă cu Dumnezeu. hm. Oh, Seigneur. A versetul 14. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Mă opresc aici. Mă opresc aici. Nu știu. Să poți să stai la masă cu Dumnezeu. Tot ce s-a întâmplat in Vechiul Testament este pentru învățătura noastră. Poate o să spui, da, eu nu stau la mamre, nu am văzut trei oameni care mi-au apărut ca să mă duc repede în bucătărie să le gătesc. Dar nu ai nevoie de asta. Și vom vedea că și noi putem sta la masă cu Dumnezeu. Și noi putem starui că Dumnezeu să fie în inima noastră, să fie în viața noastră, să fie în casele noastre. Putem să facem că El să fie oaspetul nostru. Și când stăm la masă cu regele, nu te ridici de acolo și ești la fel. Nu, ceva, <laughs> când vei și tu la masă cu regele și pentru tine va fi atunci. Atunci. Mă rog să trăiești astfel de atunci în viața ta. Cu Dieu te bine.